Deputații PSRM au înregistrat în Parlament proiectul de lege care prevede măsuri economice și sociale anticriză aplicabile pentru micșorarea impactului provocat de criza energetică și pandemie. În inițiativa semnată de parlamentarii de opoziție, se propune ca în perioada martie-decembrie să fie plafonat salariul lunar calculat al demnitarilor publici, cu excepția primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților raioanelor, până la 2 salarii medii lunare pe economie. Avem deja precedente când în cadrul Curții Constituționale au fost alocate mijloace suplimentare pentru acordarea salariilor, circa 60.000 lei pe lună. Avem CNPF-ul unde salariul mediu este de peste 120.000 de lei pe lună. Avem alte funcții în stat, ANRE-ul, dacă vreți, circa 80.000 de lei salariul mediu lunar. Dar iarăși, repet, cetățeanul simplu este supus singur să se confrunte cu problemele zilnice pe care au fost create în ultima jumătate de an. Dar nu pără, aici sudii вообще зажрались. Мы пашем за 2 копейки, вот я работаю в магазине, имею 2 копейки, а они зажрались, у них получается 60 тысяч или сколько там, 80, да? Это ж не нормально. У пенсионеров, вон, у меня бабушка, сколько у нее, 2000 пенсия? У матери 2000 пенсия. А это было бы очень неплохо. Слишком большой разрыв. Даже есть работающие, слой населения работающий, все равно дистанция, как говорится, огромного размера. Несправедливо. Нельзя жировать, когда народ живет очень-очень скромно. Вот особенно нижняя прослойка. Пенсионеры самые уязвимые, казалось бы. Ну, если удастся им, Бог им помощь. De asemenea, potrivit inițiativei Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, în perioada martie-decembrie se suspendă toate achizițiile publice, cheltuielile capitale ale autorităților publice centrale și locale, care nu sunt stringent necesare pentru exercitarea atribuțiilor funcționale. Din economiile realizate, guvernul va crea un fond anticriză de unde va realoca sursele financiare necesare pentru populație într-o atenuare a efectelor crizei energetice și pandemice, respectiv prin compensarea cheltuielilor aferente creșterii inflaționiste. Lasă aducă bani cât mai mult. Când ne trebuie bani, avem toți să ne boie de bani. Și mai ales pensionieri, cumva cum eu. Și că mă duc la consultație medicală acum, la medic. Și pensia care eu nu ne ajunge de la comunale, toate aici cu majorarea prețurilor este. Сейчас зарплата не повышается и не хватает. И мы все ждем, надеемся на лучшее, что все будет хорошо. Socialiștii mai propun ca în perioada martie-decembrie, la cererea persoanelor fizice și agenților economici, băncile comerciale să amâne plata ratelor de credit și sau a dobânzilor cu extinderea termenului contractului de credit cu o perioadă de cel puțin 90 de zile. De asemenea, nu se vor calcula și nu vor fi aplicate dobânzi, comisioane sau penalități de întârziere ori alte plăți pentru extinderea termenelor contractului de credit. Inițiativa PSRM prevede și aplicarea moratoriului pentru plățile aferente creditelor bancare și nebancare datorate. Prevedem în proiectul de lege ca toate creditele pe care le au cetățenii să fie prelungite termenul de credit până la cel puțin 90 de zile la solicitarea persoanei fizice și nu în cele din urmă băncile comerciale să nu calculeze comisioane suplimentare sau dobânzi suplimentare pentru întârzierea plăților la extinderea termenului de contract. Autorii susțin că aplicarea acestei inițiative nu necesită bani suplimentari din buget, deoarece proiectul propune optimizarea finanțelor publice și realocarea mijloacelor financiare din contul economiilor făcute. Deputații socialiști atrag atenția că optimizarea cheltuielilor publice este un instrument aplicat pe larg în statele democratice care se confruntă cu criza.